Albastru, roz, pal și verde sunt culorile care se poartă în această iarnă. Țineți minte așadar aceste culori atunci când sunteți în căutare de ținute chic. Un alt aspect important pe care trebuie să-l luăm în calcul este croiala mânecilor, rochilor sau bluzelor. Toate sfaturile însă le primiți de la Andreea Raicu în minutele următoare. Sunt tare curioasă să primesc un sfat de la tine în legătură cu tendințele de anul acesta. Ce ne sfătuiești? Nu neapărat ce vă sfătuiesc eu, ci ce se poartă și m-am documentat. Pot să vă povestesc ce se va întâmpla din punct de vedere cromatic și ca tendință în primăvara-vara 2017. În primul rând o să fie foarte multe culori. Culoarea pe care Pantone o dă ca și culoare a anului 2017 este un fel de greenery, un verde, care va fi deviat, derivat în, și mai deschis și mai închis. Dar în acest an se vor purta foarte mult nuanțele de albastru, de la turcoaz până la mai închis, până la foarte, foarte intens și verde. Apropo de albastru, uite, văd aici câteva rochițe albastre, un albastru foarte frumos. Da, este o culoare pe care noi o vedem foarte bine și clientele noastre sunt foarte... Mărturisesc că eu una n-am fost îndrăgostită de această culoare mulți ani, până când într-o zi am probat o rochie și m-am rugat cu ea, de fapt, și toată lumea mi-a spus, vai, ce bine să în albastru, nu te-am văzut niciodată în albastru. Cred că e foarte multă nevoie de curaj, pentru că nouă ne este frică să purtăm lucruri cu care nu suntem obișnuiți, așa că sfatul meu pentru voi este aveți ocazia în acest sezon, pentru că sunt foarte multe culori cu care sunt convinsă că nu sunteți obișnuiți, să încercați. Bineînțeles și verde, se regăsește smarald un pic acesta, nu? Verde smarald și verde cale. Știu că vorbeam mai devreme și nu erai foarte încântată de khaki, dar khaki este o culoare care se va regăsi în acest sezon. Galben, un galben solar. La fel cu galbenul s-a întâmplat același lucru. Am zis, nu vreau să port galben până când am purtat într-o zi și mi-a plăcut foarte tare și am început să port. Galben este o culoare cu care nu suntem foarte familiarizați. Nu e o culoare pe care o cumpărăm foarte ușor. Dar din nou vă spun să îndrăzniți, să încercați, pentru că e posibil să aveți surprize foarte mari. Roșu. Roșu nu o să demoteze niciodată, părerea mea. Exact, roșu din nou este o culoare care va fi în acest sezon. Noi chiar avem multe rochii roșii. Asta este unul dintre bestsellerurile noastre. Este o rochie petrecută care se potrivește oricui tip de ținut, de siluetă. Rozul acela pal care totuși... Rozul acela pal de care vorbeam ceva mai devreme. Din nou, asta este o altă culoare care va fi în primăvara acestui an. O culoare foarte ușor de purtat, foarte ușor de asortat și o culoare care a fost tot așa dată de Pantone anul trecut, pentru că o culoare care calmează, care liniștește. Pe lângă culorile care vor fi în acest an, bineînțeles că sunt și tendințe, una dintre ele este legată de mâneci. Apropo de asta, nu pot să nu te întreb, pentru că am observat cam la toate rochițele pe care le-ai arătat, în primul rând decolteul nu mai este atât de adânc și în al doilea rând rochițele au ceva special la mâneci. Da, ai observat foarte bine, pentru că în acest sezon mânecile au o importanță foarte mare, indiferent ce, trebuie să aibă ceva special. Accentul cade pe mâneci, poate să fie mai largi, poate să aibă, important să aibă un detaliu. Una dintre tendințe este din nou pijamaua, se continuă și în acest sezon, și rochile tip halat, și este ca un halat, extrem de ușor de purtat. Noi l-am scos deocamdată pe negru, dar odată cu soarele care va încălzi vremea, o vom scoate și pe alte culori. Altceva ce mai mie îmi place foarte tare este trendul sport, care poate fi purtat indiferent de ocazie, și oricum noi am scos tricourile cu mesaje, care pot fi purtate atât la sală, cât și sub un sacou sau cu o fustă, sau accesorizate cu ce găsim și ne face plăcere. Majoritatea au și câte un mesaj pe ele. Da, toate au câte un mesaj și ce mi-am dorit foarte tare, toate tricourile și bluzele sunt făcute din bumbac organic. Să trecem la partea mea preferată. Exact, și mânecile și aici au ceva special, un detaliu. O mânecă rândunică. La fel și aici e un decolteu mai mare, să știi. Mai adânc, da. Mai adânc, exact. Și un alt lucru care mie îmi place foarte mult
sunt salopetele și mă bucur foarte tare că în acest sezon salopetele vor fi în tendințe, așa că salopeta poate să fie din absolut orice. Din oricum, vara preferăm să purtăm materiale mai fluide, materiale mai subțiri, mătase și oricum salopeta este un element, un accesoriu, un element de îmbrăcăminte extrem de ușor de purtat, în care te simți și comod și foarte sexy. The Clamorous, the Clamorous, the Clamorous, the Clamorous.